Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Numele meu este Claudiu Truță și ne aflăm la nevertebrate.ro. Astăzi vom vorbi despre beneficiile hrănirii peștilor cu hrană vie, mai exact de ce, când și cum. Hrana vie este de departe cel mai bun tip de hrană, deoarece are un conținut ridicat de nutrienți, care nu au fost alterați sau modificați prin procesare. Este una din deosebirile esențiale față de hrana uscată, care pierde o parte semnificativă din conținutul ingredientelor prin prelucrare. Vitaminele și mineralele se găsesc în cantități mult mai mari în hrana vie față de hrana uscată, în timp ce proteinele, grăsimile și carbohidrații sunt mult mai ușor de asimilat de către pești. Forma, culoarea și gustul sunt elemente cu care peștii sunt familiarizați, deoarece acest tip de hrană se găsește în natură de milioane de ani. Datorită faptului că hrana vie se mișcă, se activează automat instinctele de vânătoare, lucru atrăgător pentru pești. Un alt avantaj major este că hrana vie nu se descompune în acvariu, ca majoritatea tipurilor de hrană procesată, care poate să se descompună și să afecteze calitatea apei. Hrana vie neconsumată poate să supraviețuiască în acvariu o perioadă lungă de timp, suficient ca peștii să o consume la următoarele mese, fără efecte negative. Dieta care conține hrană vie asigură o creștere sănătoasă și o dezvoltare armonioasă a puietului. Adulții beneficiază de o sănătate mai bună, în timp ce este stimulată și împerecherea, iar șansele de a obține pui sănătoși sunt mai mari. Coloritul adulților este și el potențat de consumul de hrană vie. Totuși, trebuie avut în vedere că hrana să fie diversificată și vă recomandăm să administrați mai multe tipuri de hrană, vie sau uscată, prin rotație. Folosirea unui singur tip de hrană poate duce la dezechilibre în metabolismul peștilor. Hrana pe care vă o propunem este convenabilă atât ca și cantitate, cât și ca și formă de păstrare și ambalare. Aceste pungulițe cu lichid sunt închise etanș, hrana rezistând perioade lungi de timp dacă este păstrată la o temperatură scăzută, fără a necesita niciun fel de întreținere. Frigiderul este un loc potrivit pentru a o păstra. Hrana nu este recoltată din natură, ci este produsă în ferme, garantând astfel faptul că nu este purtătoare de boli, bacterii, ciuperci sau orice alt fel de agenți patogeni. Producția este supravegheată de o echipă de medici veterinari, iar experți în parazitologie se asigură regulat că hrana este 100% sigură pentru pești. Menționez că fiecare transport de hrană este însoțită de un certificat fitosanitar. Tubifex sunt niște viermi cu o cantitate mare de hemoglobină în sânge, de unde și culoarea roșu închis. Atunci când un pește refuză hrana, cele mai mari șanse să-l convingeți să mănânce ceva este cu Tubifex viu. În trecut, acești viermi erau colectați din natură, uneori din locuri insalubre, și peștii care au consumat acest tip de hrană s-au îmbolnăvit. De aceea, unii acvariști au devenit circumspecți în folosirea lor și au preferat alte tipuri de hrană vie sau uscată. Astăzi, cu metodele moderne, putem să ne bucurăm de viermii Tubifex bocați în grăsimi, fără să avem teama îmbolnăvirii peștilor. Odată deschisă pungulița, viermii pot fi oferiți peștilor fără niciun fel de curățare, clătire sau orice altă operațiune. Artemia salina este un crustaceu de apă sărată, fiind o sursă bogată de proteine. Este ușor digerabilă și conține elemente nutritive corespunzătoare necesităților unei liste lungi de pești, astfel devine una din cele mai populare alegeri în rândul acvariștilor când vine vorba de hrănirea peștilor de apă dulce și mai ales a celor de apă sărată. Nauplii, adică pui de Artemia, sunt probabil cea mai indicată sursă de hrană pentru pui de pești, atât datorită calităților nutritive, cât și datorită dimensiunilor extrem de mici. Artemia adultă este recomandată peștilor maturi. Larvele Chironomus. În sălbăticie, aproape toate speciile de pești mănâncă larve de țânțar, ceea ce înseamnă că și cei mai pretențioși pești ar trebui să-i accepte. De fapt, unele specii de pești nu vor mânca deloc pelete și fulgi, ar trebui să fie crescuți cu o dietă de alimente vii și congelate. Sunt o excelentă sursă de proteine și fier. Atunci când doriți să hrăniți peștii cu larve de Chironomus, vă recomandăm să îndepărtați lichidul din pungă folosind o sită. Copepodele sunt o subclasă a familiei crustacee. Sub acest nume se comercializează o mulțime de specii diferite.
Hrănirea peștilor de apă sărată cu copepode le permite acestora să obțină suplimente naturale din aceste organisme, ceea ce va stimula sistemul lor imunitar și va ajuta să ducă o viață mai lungă și mai sănătoasă. Copepodele sunt surse naturale de hrană și odată ce le veți introduce într-un acvariu marin, ele pot supraviețui o perioadă lungă de timp. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, nu uitați să vizionați și celelalte filme ale noastre, să vă abonați la canalul nostru și să distribuiți acest film. Pe data viitoare!